Binecuvântat este Dumnezeu nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Împărate cerești, mângâitorul, Duhul adevărul care și Dumnezeu ești toate împlinești, viste, răbunătăților de viață, vină și să lăjuiți în jurul Iisus Întrecinea și mântuiește bunicii noștri. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-i pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-i pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-i pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântul Ascurulea și în vecii vecilor, amin. Prea Sfânta Trăie, miluiește-i pe noi, Doamne, curățește pe toatele noastre. Stăpână, iartă fără de legei noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputință noastră în turmele Tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului și pururea și în vecii vecilor, amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta pe cum în cer așa și pe pământ, pâinea noastră și ai tot de zi, dă-i nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Calinic Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească podul acesta, cu puterea, cu lucrarea și cu harul Sfântului Duh, Domnului Doamne, să ne rugăm. Miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea, și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții să o pomenim. Vrea Sfânta Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeul nostru, caută acum cu milostivire spre rugăciunea mea, speritului și nevrednicului slujitorului Tău, și trimite harul preasfântului Tău Duh peste podul acesta și îl sfințește ca să fie spre sfințirea locului acestuia și spre alungarea tuturor puterilor potrivnice și a bântuielilor diavolești, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
ce nedrept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Evanghelist Ioan citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte, zisa Domnul, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl meu decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine și pe Tatăl meu, l-ați fi cunoscut. Dar de acum îl cunoașteți și el și l-ați și văzut. Filip i-a zis, Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ați cunoscut, Filipe. Cel ce m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, arată-ne pe Tatăl. Nu crezi tu că eu sunt întru Tatăl și Tatăl este întru mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le vorbesc de la mine, ci de la Tatăl care rămâne întru mine. Faceți lucrurile Lui. Credeți mie că eu sunt întru Tatăl și Tatăl este întru mine. Iar de nu credeți-mă pentru lucrările acestea, adevărat, adevărat zic vouă, ceea ce crede în mine va face și el lucrurile pe care eu le fac și mai mari decât acestea va face. Pentru că eu mă duc la Tatăl și orice veți cere într-un numele meu, aceea voi face ca să fie slăvit Tatăl într-o Fiul. Dacă veți cere ceva într-un numele meu, eu voi face. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce-ai făcut poduri și punți peste ape, între oameni, pentru oameni și din oameni, Cel ce pe Maica Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, prin acel fie, ai făcut o punte mai presus de fire, prin care ne-ai trecut de pe pământ la cer, iar pe sfinții tăi proroci, apostoli, mărturisitori, ierarhi, mucenici și cuvioși, i-ai făcut punți peste adâncul prăpastiei din noi, pe tine te rugăm să asculți rugăciunea noastră, precum odinioară ai ascultat strigătul lui Iosua înălțat de pe podețul leviților. Și binecuvintează acest pod cu venirea Duhului tău celui sfânt, prin mijlocirea Sfântului Duh și pe toți cei care s-au ostenit la construirea lui. Și dăruiește-le Duhul înțelepciunii, al științei, al bunei cuviințe în lucrarea lor și al credinței în Tine, Dumnezeul nostru. Ferește, Doamne, Dumnezeul nostru, podul acesta de prăbușire din pricina furii apelor, a cutremurelor sau de stricăciunea vremii, ori a explozilor și a războaielor de tot felul, și fă-l să fie podul legăturii, al comuniunii, al păcii, al dragostei și al bunilor relații dintre oameni. Zdrobește sub picioarele credincioșilor tăi toată puterea și îndrăznirea oricărui vrăjmaș văzut și nevăzut, pentru ca nu cumva să fie învinși asemenea neamurilor ce locuiau în cetatea Caspin, care, deși avea pot tare și era înconjurată de ziduri înalte, a căzut pradă lui Iuda Amacabeul. Pomenește, Doamne Dumnezeul nostru, pe toți cei care au construit poduri în toate timpurile și locurile, adormiți într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice, dăruindu-le aceleași bucurie a legăturii dintre oameni și popoare în împărăția cerurilor, cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește.
miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor Tăi și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Încă ne rugăm ca să trimiți binecuvântarea Ta asupra podului acestuia și asupra celor care l-au proiectat și construit, și asupra tuturor celor care vor călători și pe Îngerul Tău cel milostiv ca să-i păzească de toată răutatea, să-i povățuiască spre lucrarea tuturor faptelor bune și spre împlinirea Sfintelor porunci ale lui Hristos, să le dăruiască sănătate, zile îndelungate, pentru toate să-i îndestuleze. Pentru aceasta să zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Încă ne rugăm pentru toți frații și pentru dreptmăritorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor maginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, fii pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Amin! Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu duhurile dreptilor celor ce s-au săvârșit, fă odihnă, Doamne, și sufletelor adormiților robilor Tăi, păzindu-le pe dânsele într-o viața cea fericită, care este de la Tine, iubitorule de oameni. Într-o odihna Ta, Doamne, unde toți sfinții Tăi se odihnesc, odihnește, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, că însuțești, iubitor de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Tu ești Dumnezeu care Te-ai pogorât la iad, și ai deslegat durerile celor fericați, însuși și sufletele adormiților robilor Tăi ne odihnește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, una curată și prea nevinovată Fecioară, care ai născut pre Dumnezeu mai presus de fire, prea acesta roagă-L să mântuiască și sufletele adormiților robilor Tăi. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu, Gavril, Dumitru, Ion, Victoria, Gavrile, Caterina, Vasile, Angelina, Sebastiana, Leontina, Spazia, Ananie, Lucreția, Zaharie, Palagia, Nicanor, Frivonia, Costică, Olga, Maria, Aurela, Spazia, Constantin, Gheorghiță, cu tot neamul lor cel adormit și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepte se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerului și iertarea păcatelor lor, la Hristos, împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să cerem.
Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluie, miluie. Dumnezeu, Duhul și tot trupul care a călcat moartea și pe diavolul ai surpa și ai dăruit viața lumii tale, însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, ale ostenitorilor acestui pod care au căzut într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice, ale robilor lui Dumnezeu, Gavril cu tot neamul lui cel adormit, Dumitru Ioan, Victoria, Gavrile, Caterina, Vasile, Angelina, Sevastina, Leontina, Aspazia, Anania, Lucreția, Zaharia, Palagia, Nicanor, Frivonia, Costică, Olga, Maria, Aurel, Aspazia, Constantin, Gheorghiță. Odihnește-le, Doamne, în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei, prin cuvânt, cu faptă sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor. Că nu este om care să fie viu, să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, pomeniți Hristoase, Dumnezeu nostru, Ție slavă, înălțăm împreună Celui fără de început al Tău, Părinte, prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă Ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează. Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate Maicii sale, toale Sfinților, slăviților și tuturor lăudaților apostoli, care Sfântului și Dreptului Lazar și la patra din viață, și toale tuturor Sfinților, sufletele adormiților, robilor Săi, care s-au pomenit mutați la noi, în corpurile dreților Să-i așeze, în sinele lui Avram Să-i odihnească, cu drepții Să-i numere, iar pe noi să ne miluiască și să ne mântuiască ca un bun și de oameni iubitori. Într-o fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne sufletelor adormiților, robilor Dumnezeu care s-au pomenit, cele fălor, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică noi pomenire. Pomenirea lor să fie din neam în neam. Pomenirea lor să fie din neam în neam și din veac în veac, și le fă lor, Doamne, veșnică pomenire. Hristos, robilor Tăi, unde nu este durere nici întristare, nici suspin, și viața cea fără de sfârșit. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh se sfințește podul acesta, prin stropirea cu această apă sfințită. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Se binecuvintează și sfințește podul acesta prin stropirea cu această apă sfințită. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin.
se binecuvintează, sfințește podul acesta prin stăpirea cu această apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernici părinți, stimate oficialități, dreptmăritori creștini, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, în această zi, sfințim acest pod de peste apă spre, să fie spre folosul nostru al tuturor, al comunității noastre din comuna Marginea. El este o bucurie, o realizare pentru noi toți și mai cu seamă rod al dorinței tuturor mărginienilor. Și dacă cu ceva în timp acest lucru era aproape de neconceput și de necrezut că un pod poți să-l faci în câteva luni, iată că visul s-a împlinit. Oameni cu multă dragoste au muncit și mă bucur că sunt mărginieni de-ai noștri. Au învățat să prețuiască munca și rodul lor se vede cu adevărat. Sigur că nimic n-ar fi fost cu putință dacă n-ar fi venit banii necesari de la cei mai mari ai noștri, pentru că astfel de obiective nu ar fi fost cu putință. Și mulțumim pe această cală celor care s-au străduit, domnului primar, îl văd aici pe domnul președinte, viitorul senator, Gheorghe Flutur, cel care s-a îngrijit întotdeauna de comunitatea noastră și nu numai, de întregul județ, și credem că și de acum încolo vom avea aceeași grijă și cu cei care vin de acum încolo și le mulțumim pe această cale pentru tot ceea ce au făcut pentru buna dezvoltare a județului nostru și ne bucurăm și încă o dată le mulțumim. Nu vreau să lungesc cuvântul meu, ci doar să mulțumim lui Dumnezeu pentru că încă un lucru bun și sănătos s-a făcut pentru comunitate și dacă ne ajută Dumnezeu, din ceea ce spunea domnul primar și domnul viceprimar, în 4 ani Marginea se va schimba complet. Și cred că această schimbare va fi în folosul și binele nostru al tuturor. Să dea Dumnezeu ca toate obiectivele și toate proiectele să fie duse la împlinire
și să ne mai bucurăm de astfel de momente frumoase și pline de împliniri și de realizări. Vă mulțumim și Dumnezeu să ne dea putere și ajutor în continuare. Mulțumim preacucernicilor părinți pentru slujba de pomenire și de sfințire. A fost și o slujbă de pomenire pentru că în 1978, din păcate, a decedat o persoană în timp ce lucra la construcția unei punți. A mai fost o punte efectuată în anii 2000-2012, chiar iată că am ajuns la un moment foarte important pe care cu toții îl așteptam, inaugurarea podului. Vreau să mulțumesc invitațiilor pentru că este prima inaugurare pe care o fac la marginea, nu este prima lucrare, dar de fiecare dată am ținut să dăm drumul la investiții fără a face prea multe laude sau aduce prea multe laude, dar aici avem o investiție foarte mare și după părerea mea este cea mai importantă investiție și cea mai frumoasă care s-a efectuat vreodată în marginea și nu cred că o spun doar eu. Îi mulțumesc pentru prezența domnului președinte Gheorghe Flutur, salutăm prezența domnului Iliuț Vasile de la Vicov, de sus Bogdan Lugin de la Rădăuț, domnul Pintiliuc de la Burla, domnul Luța de la Horodnic de sus, domnul Ilișoi, domnul Alex Covașe. De fiecare dată m-au invitat, ei au făcut mult mai multe inaugurări, iată că a venit rândul să fie și ei prezenți la marginea. Ca și istoric al acestui pod, vreau să vă spun că la primărie, când am venit, exista un studiu de fezabilitate pentru construcția unui pod. Nu este o idee a mea sau a cuiva, este ideea și necesitatea venită de la populație. Noi am întocmit proiectul tehnic, după care am depus să obținem finanțare, pentru că nu puteam o asemenea investiție să o realizăm din bugetul local. Am depus finanțare pe mai multe surse. Din fericire a apărut Programul Național de Investiții Angel Salini. Am reușit să semnăm contractul de finanțare și a dat Dumnezeu, nu am avut piedici de nicăieri. Și iată că un pod de 104 metri, 308 metri de drumuri laterale, 735 de metri de gabion, mâini, curente și tot ce este necesar, au fost realizate în mai puțin de 36 de luni, pentru că atât aveam termenul în autorizația de construire. În 13 luni acest proiect a fost realizat. Vreau să mulțumesc membrii Consiliului Local pentru că de fiecare dată ne-au sprijinit și am actualizat indicatorii cu aprobarea dumnealor. Mulțumesc proiectantului, dirigintelui de șantier și tuturor celor care au lucrat la această investiție. Dacă domnul constructor, patronul Sorin Olarean este aici, o să-l rog să vină lângă mine, dacă este prezent, pentru că astăzi am avut și recepția alături de Inspectoratul de Stat în Construcție și am ținut să nu mai tărăgânăm până facem inaugurarea. Dacă este Sorin, dacă nu, am rugămintea să-l aplaudăm cu toții pentru că este meritul lui, lucrarea de foarte bună calitate, îi se datorează. Este un om foarte hotărât, corect și zic că este printre puținii oameni care nu trebuie urmăriți când facem lucrări în margine. Mulțumim tuturor pentru prezență. Sperăm ca pe viitor să nu avem evenimente. Circulăm cu prudență pe pod pentru că este în linie dreaptă și la noi mai există problema cu boala vitezei. Mulțumim mult. Dăm cuvântul domnului președinte pentru câteva vorbe. Domnul președinte, vă rog. Mulțumesc, dragii mei mărgineni. Covina mea dragă, preacucernici părinți, că încerc să fiu foarte scurt. Știți că podul are o legătură cu marginea. Dumneavoastră, la inundațiile din 2008 și 2010, ați dat o palmă autorităților statului atunci, arătând că faceți într-o noapte un pod de lemn, dacă țineți minte, acolo unde s-a rupt.
Și atunci toată lumea era speriată ce s-a întâmplat la marginea, transmitea Tatulici de aici, dacă țineți minte. Și uitați-vă că acum au făcut puiuț podul ăla. Eu sunt, bucuros, foarte bucuros. Am fost umăr la umăr cu primarul meu drag și prieten Gheorghiță Lazar, pentru că leagă satul nou de satul vechi. Podul e legătura dintre oameni. Ăsta e cel mai frumos lucru. Și mă gândeam acum, pentru că i-am pe primarii mei harnici, alături de domnul Lazar, pe Vasile Eliuț de la Vicov, Luță de la Horodnic, avem de la Burla primarul aici, avem Rădăuțu aici. Asta trebuie să facem. În viața mea de aproape 25 de ani, de când sunt în politică și în administrație, am construit. Și mă gândeam la podul dintre frați, între nordul și sudul Bucovinei, Vasile Eliuț. Am dat drumul la frontieră. Avem obligație. Am pregătit ulma să-i dăm drumul. La Vicov am deschis. Am pregătit izvoarele Sucevei. Și am construit drumuri și poduri. Mă gândeam pe Angel Salini, că eu predau mandatul de președinte, dar nu vă las. Mă duc mai departe cu ajutorul dumneavoastră și a bunului Dumnezeu, în primul rând. Peste 600 de milioane de euro au intrat în județul Suceava și a fost lupta mea ca să trimit acești bani. Nu există localitate să n-aibă proiect. Vin de la Vasile Iliuț, o sfințit o grădiniță. Ieri am fost la Bil ca o casă de cultură. În fiecare zi mergeți la Luță, la Horodnic. Dar dumneavoastră, marginea dragă, am curajul să mă uit în ochii dumneavoastră. Acum, cred că primiți ceea ce ați așteptat de mult. În primul rând, civilizația, apa și canalul. Gândiți-vă că marginea este localitatea care are cel mai mare proiect finanțat de 50 de milioane de euro pentru apă și canal. Meritați pe deplin. Peste 11.000 de locuitori, să n-ai apă și canal și mai vrea cineva să vă facă oraș. Țineți minte, nu? Măcar eu am bucuria că vă aducem apa, canalul și ia că mai aveți un proiect de vreo 9 milioane de euro de gaze naturale care au început și ăsta. Apa, canalul și gazul înseamnă civilizație. Putem noi să venim să batem din gură oricât. Ce rămâne în urma noastră? Rămâne podul ăsta de la Vasilache sau cum se cheamă, Vasilovski, rămân apă, canal și vorba cuiva, zice, domnul Flutur, dar ajută-ne să avem și după ce o bea apa, adică locuri de muncă, pentru că asta este bătălia noastră. Sigur, primărie nouă face primarul, cămin cultural am luptat împreună să-l terminăm, școlile sunt modernizate, bravo primarului Lazar, un primar gospodar așezat. Mă bucur că este alături de mine și mă bucur că am putut și eu să vă fiu de folos, pentru că nu-i ușor. Bătălia este mare, dar Bucovina cred că a simțit această dezvoltare în ultimul timp. Ce pot eu să vă spun, oameni buni, decât un gând prietenesc să folosiți, cu Doamne ajută, acest pod și podurile dintre oameni, și să fiți uniți, să țineți la Bucovina noastră dragă. Doamne ajută! Doamne. Mulțumesc, domnul Sefelite. Urmează să tăiem pe Anglica și rugămintea e să rămânem cu toții, pentru că avem multe discuții și propuneri pe viitor. Sigur, putem trece cu mare încredere. Mulțumim încă o dată tuturor și circulăm pe pod fără evenimente. O zi frumoasă tuturor! Câte o amintire de la inaugurare, pentru că nu e nici prima, nici ultima, cred că. Hai să-ți dau, că după aia știu ce-mi ceri un pod să-ți fac și să iei. Știu. Asta e. Doamne ajută! Da.